Dragi telespectatori, am revenit, iar alături de mine astăzi este o tânără talentată, are 21 de ani și vine din orașul Vaslui. Ea are multe lucruri frumoase și interesante de spus despre pasiunile ei și despre activitatea sa artistică. O am alături de mine pe Gosav Ștefania Cristiana. Bună dimineața, Ștefania! Bună dimineața, Ioana, și mulțumesc tare mult pentru invitație! Noi îți mulțumim că ai acceptat invitația să fii astăzi alături de noi. Ce faci? Cum ești? Momentan foarte bine, mă pregătesc pentru următoarea sesiune la facultate. Ah, da, că a trecut timpul și deja a venit sesiunea, așa este. Ești o persoană matinală de fel sau te-am trezit greu în această dimineață? Sincer să fiu, de obicei nu sunt. Nu ești de obicei, nu, așa? Nu, am probleme câteodată foarte mari cu somnul. Dar când vine vorba de o plecare, chiar și la 3-4 dimineața, pot să fiu trează. Mai ales de un eveniment, poate important, cum, tot așa cum e o emisiune sau un spectacol, bănuiesc. Da, da. Ștefania, draga mea, vrea să te cunoaștem mai bine, cu siguranță, și aș vrea să te întreb în primul rând, să-mi spui un pic care sunt pasiunile tale. Foarte multe pasiuni am. Cred că ce o să vă menționez astăzi o să fie printre principalele pasiuni ale mele. Sigur. În principal, muzica este pasiunea vieții mele. După aceea s-ar îmbina restul artelor, cum ar fi literatura, cinematografia. Scrisul. Deci ai mai multe ramuri care te atrag, nu-i așa? Pictura, desenul. Și cam astea, și dansul. Și dansul, ce frumos. Poți să-mi spui așa, la ce vârstă ai descoperit pasiunea pentru artă și cum ți-ai dat seama că ai inclinație și pasiune pentru toate aceste lucruri? Eu mereu am fost înconjurată de artă, de ceea ce înseamnă frumos. Mai ales că am crescut cu muzică în casă. Mama mea asculta foarte multă muzică. De acolo mi s-au insuflat niște influențe către muzica din anii 80-90, începutul anilor 2000. Și țin minte, când eram mică, refuzam să mă uit la Disney, când eram foarte, foarte micuță, pe la vreo 4-5 ani. Mă uitam și la desene, dar MTV-ul era sfânt pentru mine. Și urmăream concerte live, interviuri, fie din România sau în limba engleză, chiar dacă nu înțelegeam absolut nimic. Da, dar simțeai că Da, eram fascinată de artiști, de cântăreți, felul cum erau îmbrăcați, felul în care se prezentau pe scenă. Și asta cumva te-a inspirat și pe tine. Ți-a îmbogățit pasiunea pentru artă, nu? Da. Văzând și urmărind toate aceste lucruri. Poți să-mi spui așa care au fost primii pași pe care i-ai făcut tu pentru a-ți fructifica pasiunile, pentru a-ți îndeplini acest vis în domeniul artei? Cum ai început? De la ce vârstă? Ce cursuri ai urmat? Primul meu contact cu arta a fost cu dansul. Am început primele mele cursuri de dans la 4 ani în cadrul Palatului Copiilor din Vaslui. Era foarte frecventat, când eram eu mică, pe la vreo 4 ani, 5 ani, era foarte frecventat Palatul Copiilor. Erau foarte mulți profesori foarte buni de muzică, de dans și țin minte că vorbeam la un moment dat cu mama mea despre primele mele cursuri de dans și am spus, mamă, de ce m-ai dat la dans? Ce ai văzut în mine prima dată? Și mi-a spus că pur și simplu aveam ritm. M-a observat întâmplător când am fost la un parc de distracții și eram efectiv așa dădeam din umeri când era muzica pe fundal. Și a observat mama că am acel ritm și s-a decis să mă dea la o profesoară de dans la Palatul Copiilor. Ce frumos! Așa au observat și părinții mei, că am înclinație spre muzică, tot așa, cântam singură prin casă, învățam melodii
Și tot așa m-au dus, au zis că hai să vedem dacă se leagă ceva de fetița noastră. Cred că așa, în același stil a fost și la tine, nu? Da. Foarte frumos. Spuneai că ți-a fost insuflată cumva pasiunea asta pentru artă din familie. Moștenești pe vreun membru din familie? Mai cântă cineva? Mai are cineva legătură cu arta? Nu a profesat nimeni în zona aceasta, doar știu că am avut influențe din partea tatălui. Tata cântă la muzicuță și vocal. Wow. Și din ce am înțeles, din discuțiile familiilor, bunicul meu, adică tatăl tatălui meu, cânta la acordeon. A, ce frumos! Și spui că n-au profesat, adică a fost așa pentru o perioadă doar, da, nu? Da, pentru o perioadă foarte scurtă a vieții lor, dar zic că gena s-a transmis. Da, corect asta. Păi deci e clar că tu ai moștenit talentul, ai avut și de unde învăța și așa mai departe. Asta este foarte frumos. Acum tu unde studiezi? În momentul acesta studiez la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, da, la secția compoziție jazz și muzică ușoară. Și oricum vorbim de același lucru, vorbim de același domeniu, domeniul artei, dar vreau să te întreb între cursuri și sesiune, cum vine acum, și activitățile artistice pe care le ai în afara lor, cum te descurci, cum te împarți, cum reușești să le gestionezi, să le faci pe ambele cât de bine îți dorești tu? Sincer să fiu, câteodată mai pot da rateuri când vine vorba de organizarea timpului meu. Câteodată trebuie să las activitățile mele personale pentru cursurile de la facultate sau când mai prind și eu foarte puțin timp pentru mine, nu știu, să mai vizionez un film sau să mai citesc ceva sau să mai ies la o plimbare, dar sincer să fiu, încerc să le jonglez pe cât se poate de bine. Da, într-adevăr, atâta timp cât îți dorești foarte mult să mergi pe drumul ăsta artistic, categoric o să intervină și în viața personală, pentru că o să-ți ocupe destul de mult timp, așa este. Ție ce-ți place cel mai mult dintre toate acestea? Muzica, dansul, desenul, actoria? Ce simți tu așa că te împlinește cel mai mult? Păi, în primul rând, muzica. Asta urmez în momentul actual, dar mi se pare că se implementează, adică merg foarte mult mână în mână și restul artelor, adică am făcut la fel de mult dans ca și muzica. Inițial copilăria mea s-a desfășurat mai mult pe dans și după aceea, de la vârsta de 10 ani, am avut primele mele cursuri de canto. Mi se pare că se implementează toate împreună, dar pe primul loc o să fie muzica, să cânt mereu vocal. Corect, așa este. Tu ai vreo melodie proprie până în momentul prezent? Ai reușit să scoți vreo melodie proprie sau doar cover-uri în mare parte? Momentan nu, mi-aș dori foarte mult pentru că îmi place și partea aceasta de compoziții și lirism. În momentul de față am numai cover-uri filmate. Cum ai vrea să arate prima ta piesă? Te-ai gândit vreodată? Ți-ai imaginat așa vreodată să-ți imaginezi? Da, sincer îmi imaginez destul de des lucrul acesta. În sensul cum ai vrea să sune, ce stil ai vrea să fie și dacă ai realizat și un videoclip la ea, cum ai vrea să arate videoclipul, știi? Cumva asta mă referam. Pe ansamblu, cum ai vrea să arate? Păi, eu cred că m-aș îndrepta spre ceva clasic. Eu sunt îndreptată foarte mult spre acest cuvânt clasic, timeless. Și să fie ceva cu bun gust, cu grație. Și mă gândeam așa ca concept pentru un viitor videoclip, să am și dansatori, să am anumite cadre filmate din anumite unghiuri și să fie cu paletă
de culori foarte vibrante. Adică, foarte vibrante. Adică pe mine mă interesează foarte tare vizualul într-un videoclip. Categoric, că și atrage mult vizualul. Da, 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 adică exact. E clar. Exact, dar și în același timp să fie o melodie bună, potrivită pentru genul pe care îl abordez și timpul meu de voce. Să te reprezinte. Da, da, asta, da. Asta cred că e cel mai important pentru fiecare artist. Când da. Are un material propriu, să-l reprezinte. Să-și pună amprenta acolo. Și cred că cel mai probabil ar fi ceva foarte ritmat, foarte dansant. Am înțeles. Ce, așa, în viitor, unde te imaginezi tu ca artist? Unde vrei să ajungi tu? Cât de mare? Și ce dorești tu să realizezi? Ce fel de artist te vezi? Adică știi că solist vocal sunt mulți, există, dar ce artist ai vrea să fii? Cum ai vrea să fii tu văzută? Imaginea ta, cum ai vrea să fie văzută de către public? Ca pe un artist complex. Ce vrea să transmiți? În primul rând, ca pe un artist complex, de faptul că nu numai că mă interesează muzica din punct de vedere stilistic și vocal, dar mă interesează și ansamblul de coreografie, după aceea, din punct de vedere vizual, cum sunt structurate videoclipurile și de faptul că aș vrea să fiu văzută ca un artist foarte versatil, adică să pot trece ușor prin orice stil muzical, dar totodată, ca artist, din ce cred eu, durează ceva timp până când îți formezi sunetul tău specific, adică să te recunoască lumea după timbrul tău vocal și, de obicei, genul pe care îl respecti și pe care îl abordezi, de obicei. Da, da, nu da. Zic să nu încerci alte genuri, dar ceva care să nu fie extrem de îndepărtat și poate să crezi că nu te reprezintă la un moment dat. Da, da, da. Am înțeles. Eu cred că o să ajungi un artist mare și așa cum îți dorești tu, plăcut de public și la cum te văd, o să-ți pui amprenta într-un mod foarte frumos. Și o să fii pe sufletul oamenilor, eu așa cred. Că tot vorbim de muzică și am vorbit de faptul că tu ai câteva cover-uri, da? De care lumea se poate bucura să le acceseze pe internet și să te asculte. Propun să vizionăm împreună cu telespectatorii noștri un moment muzical pe care l-ai susținut acum ceva timp. O să-mi spui tu mai multe despre acest lucru, da? În cadrul unui spectacol realizat de școala Petran Music School, nu? Din care da. Ai făcut parte. Îmi spui mai multe, te rog, despre această interpretare. Deci, piesa pe care mi-am ales-o să o interpretez se numește Head Above Water, de Avril Lavigne. Când s-a desfășurat spectacolul? Cred că, oricum, ce știu clar este că a fost făcută filmarea în timpul pandemiei de COVID-19. Ah, okay. Și era singura modalitate de a ne mai afirma în timpul da. Pandemiei prin filmări și cred că a fost filmarea făcută în aprilie 2021. Aveam 18 ani și a fost un proiect sugerat de domnul profesor de chitară Petran Paveliuc ca să avem o modalitate să ne desfășurăm pentru problema care era atunci. Exact, o idee foarte bună. Atunci foarte multă lume a trebuit să apeleze la aceste lucruri care, ca să poată continua cumva cu... Să nu se oprească aici frumosul artei, frumusețea artei. Să se poată bucura lumea, deși perioada era una foarte dificilă, să se poată bucura lumea și de exact. Aceste lucruri. Da, da. Care îi mai țineau așa pe linii de plutire din punct de vedere psihic și... Ștefania, acum dacă tot am tot vorbit despre muzică, aș vrea să te întreb, știu că ești pasionată și de literatură și poezie, aș vrea să te întreb cum ți-ai dat seama că ai inclinație spre aceste domenii? Când ai descoperit pasiunea? Țin minte că la
cererea fostei învățătoare, deci aveam fiecare o listă de lecturi. Și nu era pe atunci cea mai distractivă parte pentru mine, adică jumătate din povești le citeam eu sau jumătate din cărți le discutasem cu mama. Trebuia să înțeleg firul narrativ și după aceea eram ascultați de către învățătoare ca un mic test și să facem rezumatul cărții pe care ne-a propus o ea să vorbim despre în ziua testului. Da. Și pe parcurs cred că m-au atras niște cărți. După aceea, când am ajuns în generală, în școala generală, am început să citesc mai mult drama adolescentină, young adult. Da. Și după aceea am început să citesc în format electronic pe binecunoscutul și mărețul Wattpad. Clar. Și după aceea am observat literatura din alte țări. Prima dată a fost influența americană, după aceea am observat că îmi plac anumite cărți din literatura franceză și engleză și următoarele genuri care m-ar interesa pe viitor să le explorez mai tare ar fi literatura rusă. Wow, ce interesant! Mi se pare, are așa un, poate pot să zic, un vibe gotic, da, ușor întunecat, dar foarte internalizat. Da. Și cu o analiză foarte profundă. Foarte interesant ceea ce spui. Ai vreun plan de viitor în ceea ce privește aceste domenii? Ai vrea să mergi și pe drumul ăsta, pe lângă muzică și dans? L-aș lua în considerare pentru că eu am talentul să fac scenarii și pe partea bună și pe partea rea. Corect. Și ai reușit să, să creezi. Da. Adică mie mi se poate da un cuvânt cheie și să-l înfloresc. Să dezvolți de acolo și să realizezi. Da, exact. Și de acolo mi s-a trezit așa un mic beculeț că, uite, pot să creez ceva dintr-un singur cuvânt și să fac ca o împletitură, să mă gândesc la o scenetă, la personaje, la caracterul personajelor. Pentru că e un fir infinit, adică poți să duci până la cel mai extrem ideea. Și mi s-a mai spus că am mai împărtășit de-a lungul timpului idei cu anumite persoane, cunoștințe, prieteni și mi-au zis că, wow, ce interesant de scris, ce frumos spui detaliile, faptul că ești un fin observator, când poate scrie o serie de cărți sau chiar o carte de poezii. Și ai avut un feedback pozitiv. Da. Și în schimb, nu am avut timpul suficient ca să fructific partea aceasta, dar ai scris ceva până acum? Ai scris vreo poezie? Sau doar în agenda mea și atât, acolo au rămas. Tip schiță. Da. Și ți-ai dorit să ai o carte a ta cu poezii, poate? Da. Chiar îmi doresc foarte mult. Am mai fost la unele lansări de carte. Chiar una dintre colegele mele de la facultate, Laura Mogorean, și-a lansat propria carte de poezii și a fost deosebit, mai ales poeziile și mesajul și intenția ei și faptul că am fost extrem de mândră de ea în acel moment. Și mi-a dat așa un imbolt, o inspirație să fac și eu ceva pe această parte. Da, neapărat. Atâta timp cât simți că îți place sau îți dorești, nu trebuie să ignori niciodată acest instinct. Draga mea, până să ajungi tu acum un om matur cu atâtea dorințe, atâtea pasiuni, vreau să-mi spun un pic, cum a fost copilăria ta? A fost una veselă, plină de jocuri ale copilăriei sau poate s-a axat mai mult pe activități artistice de mic copil? Că mi-ai spus că ai început de la o vârstă fragedă cu aceste activități. A fost și jumătate. Eram
Și acum țin minte, eram un copil foarte năzdrăvan. Cădeam, mă loveam, aveam vânătăi mai mereu și faptul că aveam și înțepături în țară pentru că făceam alergie. Super! Și eram extrem de extrovertit, adică nu este nicio legătură cum eram atunci și cum sunt acum. Da, eram foarte extrovertită. Când eram mai mică, îmi plăcea să ies afară, mai ales că mă jucam foarte des cu vecinii din cartier și eram tot așa în alertă că, vai, au ieșit vecinii mei, trebuie să mă duc și eu, adică eu stăteam la pândă să văd dacă ies sau nu. Deci tu clar nu voiai să ratezi vreun moment. Da, exact. Și îmi plăcea să-mi fac prieteni noi, chiar și dacă mă duceam cu mama mea în parcuri. Nu mi-era frică să zic un bună, salut, eu sunt Ștefania, chit că mi se răspundea înapoi sau nu. A, indiferent de situație, tu tot simțeai da. Adică, dorință, nu? Era mereu nevoia asta de socializare, fiind și unicul copil dintre părinții mei, nu am mai avut frați sau surori și de acolo vine răsfățarea, atenția părinților asupra mea. Cunosc un pic despre ce e vorba și eu sunt în aceeași situație. Eu am avut doar pisică atât, dar frați, surori nu. Am fost tot singurul copil, deci te înțeleg. Dar tu ai crescut la apartament sau la casă? La casă. La casă? Ei, și asta cred că te-a ajutat să te conectezi mai mult cu natura, nu? Da, exact. Mereu până casa mea au fost păsări, pisici, căței și acum după acasă am tot aceleași animale. Mai ales că mai vizitez și bunicii de la țară. Da, cum în prezent zici, nu? Da, și casa lor de la țară este una foarte mare, așa, pe de-a lungul. O casă destul de lungă. Fără etaj, dar în schimb grădina mă fascinează cel mai tare la casa bunicilor mei. Este o grădină foarte mare, deci avem de toate acolo, lalele, gladiole, zambile, trandafiri, urcători, trandafiri, pestriți, de toate felurile și cel mai interesant lucru din grădina bunicilor mei este chiar bradul. Avem un brad imens. Wow, asta, wow, ce frumos, ce frumusețe. Îmi pot imagina ce frumusețe este acolo și îmi dau seama că ai avut de ce să te bucuri de-a lungul timpului. Deci, categoric, nu ți-ai fi dorit să crești altfel la bloc sau ceva. Adică ți-a plăcut așa, nu-i așa? Da, sincer este chiar o diferență. Bine, vă dați seama, avantaje și dezavantaje la ambele. Dar este o altă libertate la casă. Adică poți să fii ori în liniștea ta, ori în gălăgia ta și faptul că ai spațiu, faptul că simți că respiri, te duci într-un loc, poate faci, nu știu, o ture de curte sau de grădină sau îți mai pui un leagăn, ceva, o piscină, niște flori, un pământ. Adică sunt posibilități N și N la casă. Da, așa este. Ai libertate de a-ți personaliza locul în care trăiești. Și ai libertate de mișcare, mult mai multă față de la bloc. Da, exact. Așa este. Ștefania, tu ești interesată și de psihologie, din ceea ce mi-ai povestit tu. Că m-am gândit la psihologie, mi-am amintit de faptul acesta, că vorbeai de natură și cumva știi și aici ceva psihologic, cum te formezi, adică mai liber în exprimare, mai când... Așa am făcut eu legătura cu natura, despre cum vorbeai tu și m-am gândit să te întreb dacă poți să-mi spui mai multe lucruri despre ce reprezintă psihologia pentru tine, adică o studiezi, urmezi vreun curs sau doar te pasionează și te interesezi de anumite aspecte din acest domeniu? Mă pasionează chiar, deci prima influență legată de psihologie a fost chiar mama mea. Mama mea este învățătoare și de obicei mă mai lua și pe mine în timpul orelor ei, la școală, la ea, drept știut, fata învățătoare. Înțeles. Și vedeam dinamica ei, cum lucrează cu copii și faptul că clasă la ea primește copii și cu CES. Ah, ok. Și
ei au nevoie de, cum zic, niște detalii mai speciale, adică trebuie lucrată altfel. Și faptul că poate mama mea poate lucra și cu cu copii obișnuiți, dar și copiii cu CES. Da. Și faptul că pare anumite reguli impuse în clasă, adică la mama mea nu există să râzi în timp ce un coleg prezintă, să se facă glume, să fie acel bun simț categoric al copiilor față de învățător. Da. Dar, pe de-o parte, este și foarte afectuoasă cu ei, adică anul viitor mama mea va avea clasa pregătitoare. Acum are clasa a patra și copiii se bucură, indiferent de vârstă de ea, se îmbrățișează, spun ce mai faci, mai discută cu ea. Adică e ca mama lor, cum e la mine. Și le-a intrat în suflet. Da. Și mi-a plăcut abordarea ei și plus că mama a terminat la psihologie, a făcut studii în psihologie și mi-a explicat chiar și cursuri de la ea, de la facultate, ce a învățat, ce a interesat-o și faptul că eu oricum cu mama mea vorbesc și discutăm diferit, orice lucru important. Și îmi spunea chiar și de anumite cărți pe care le-au sugerat de la facultate, ce studii, uite așa, lucrează din punct de vedere chiar neurologic, psihologic, anumite stări, cum ne manifestăm cu expresiile, cu reacțiile. Da. Deci toate aceste aspecte ți-au trezit interesul așa față de psihologie, nu-i așa? Vreau să spun că ești o persoană foarte complexă, pentru că să ai pasiune pentru atâtea domenii, pentru atâtea ramuri, mi se pare extraordinar. Și nu aș vrea să ratăm nici modeling-ul, știu că ai cochetat cu modeling-ul și aș vrea să-mi spui un pic despre activitățile pe care le-ai realizat în această perioadă, cât ai avut o legătură cu moda, cum s-ar spune, și ce te-a inspirat, ce branduri, poate ce nume mari, adică ce te-a inspirat sau să activezi în domeniul ăsta? Cu modeling-ul, ca să zic, pe plan personal, a fost o perioadă destul de scurtă pentru că așa mă pregăteam pentru facultate și după aceea mai veneam și în weekend, adică aveam sâmbăta cursuri pentru teorie și după aceea duminica și modeling-ul era destul de dificil pentru mine. Și plus că în acea perioadă nu locuiam la Iași și a fost o perioadă destul de scurtă pentru mine, dar una chiar roditoare, adică am învățat foarte multe. Am avut oportunitatea să fac cursuri de modeling în cadrul organizației non-guvernamentale Casta Morelli. Ca să zic așa, cum s-a întâmplat și cum am ajuns la această organizație, întâmplător m-am întâlnit cu două fete care erau din partea de voluntariat a organizației și alegeau, cred că, fete, domnișoare pentru viitoare cursuri. Și ne-am întâlnit cu ele, eu și cu mama și cu fetele respective și voiau neapărat să vorbească cu mine dacă aș vrea să urmez cursurile lor de modeling și așa și mi-a plăcut foarte tare ideea. Am învățat despre limbajul corpului, chiar faptul că trebuie să transmiți ceva ca și model. Categoric. Ca manechin. Categoric. Am învățat diferite poze, cum să defilăm. Sigur a contribuit foarte mult la formarea ta, pentru că fiecare domeniu te ajută în felul lui să te construiască un om ca om în ziua de astăzi. Mi se pare foarte interesant tot ce mi-ai povestit astăzi.
Și legat de partea cu moda, de unde a apărut și pasiunea pentru modă, tot așa cum v-am spus, eram foarte fascinată de cum erau îmbrăcați cântăreții, actorii la decenări de premii sau la concerte. Și după aceea am aflat de ce designeri erau costumați, îmbrăcați și după aceea ușor, ușor am învățat legat de Yves Saint Laurent, de Coco Chanel, de Gianni Versace și după aceea am explorat și acele supermodele care erau din anii 80-90, cum ar fi Naomi Campbell, Cindy Crawford, Yasmin Gori. Foarte fain. Și mi-au plăcut foarte mult prezentările lor de modă, interviurile și faptul că nu e ceea ce pare lumea modelingului, ceea ce se dă pe radio, televizor, e mult mai complex de atâta. Și sincer, nu orice fel de persoană ajunge acolo sus. Categoric, asta. Cam în orice domeniu, până ajungi sus, drumul este destul de complex, dar cu muncă, cu determinare și cu un pic de noroc, că trebuie în tot timpul un pic de noroc, cu siguranță fiecare cred că poate reuși. Draga mea Ștefania, în încheiere aș vrea să mai vedem împreună un material unde tot așa ai interpretat o melodie cunoscută, tot în cadrul unui spectacol organizat de Petran Music School. Dacă îmi spui un pic despre ce e vorba, ce melodie și când s-a desfășurat concertul, spectacolul? Concertul s-a desfășurat tot în perioada pandemiei. Țin minte și atunci că în sala Gaudeamus de la Casa Studenților, Casa de Cultură a Studenților, nu era public, n-am avut public absolut deloc. Trebuia doar să filmăm și să postăm. Înțeles, era în același stil pentru perioada respectivă. Era în iarna anului 2020, deci a fost mai devreme față de videoclipul anterior. Și era în cadrul concertului Petran and the Gang. De obicei, așa se numesc concertele mai mari organizate în cadrul școlii. Și în spectacolul respectiv am interpretat piesa Breakaway de Kelly Clarkson. Foarte, foarte, foarte frumos. Mă bucur tare mult, draga mea Ștefania, că ne-am cunoscut și că ai acceptat invitația noastră. Eu nu pot să-ți urez altceva decât mult succes în Mulțumesc, cariera artistică și în toate domeniile în care ți-ai dorit tu să activezi. Să ajungi exact acolo unde îți dorești tu. Mulțumesc foarte mult! Cu tot dragul!